Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, episodul 85. Sarp scapă doar cu capul spart, fără răni grave. Ahmet nu îl învinuiește pe Omer, dar îl sperie faptul că Sarp a ajuns atât de departe și, ca să-l protejeze pe el, îi spune lui Omer că nu vor putea să fie o familie. Este nevoit să facă o alegere și îl alege pe Sarp. Prin urmare, nu îi mai oferă niciun ajutor și nici casă. Omer este tare rănit pentru că, deși a fost uimit că l-a acceptat așa repede, a început să-și facă speranțe că vor fi cu adevărat o familie. Îi spune că nu mai vrea nimic de la el și îi dă motocicleta înapoi. Rămâne și fără locul de muncă de la restaurant. Yasemin îi spune că pe ea nu o interesează ce spune familia ei, pentru ea rămâne fratele ei și îl crede, fiindcă știe de ce este capabil Sarp. Nebahat plătește cauțiunea pentru Doruk, dar pentru că nu vrea să plătească și pentru Asi, Doruk minte că este vinovat ca să îl aresteze din nou, să nu o lase singură pe iubita lui. A doua zi sunt eliberați și șefa lor este prinsă. Nebahat continuă să încerce să-i despartă pe Doruk și pe Asi. Akif insistă să-i lase în pace, dar ea spune că este mai bine să se despartă acum, înainte ca Asi să afle că ei sunt vinovați de moartea familiei ei. Se aliază cu Yasemin și pun la cale tot felul de planuri și reușesc să-i facă să se certe. Când Asi se ceartă cu Yasemin pentru jocurile ei, Omer o ceartă și îi ia apărarea lui Yasemin, ceea ce o întristează foarte tare. Akif șterge înregistrarea pe care i-a trimis-o Ayla lui Suzan, înainte ca ea să o asculte. Apoi merge la Ayla și se preface că se simte rău și cade jos. Până Ayla îi pregătește apă cu zahăr, el șterge înregistrarea și din telefonul ei. Sarp își uită telefonul în clasă și Omer se uită în el să vadă al cui este și să-l returneze. Chiar atunci, Susan îi trimite un mesaj lui Sarp în care îi spune că nu va avea curajul să îi spună lui Omer ce ascunde de el. Omer o întreabă insistent ce ascunde, dar intervine Sarp și minte că sunt iubiți. Zehra îi spune lui Tolga că nu vrea să se căsătorească cu bărbatul ales de fratele ei, dar nu poate să plece și să o lase în urmă pe sora ei bolnavă și nici nu ar putea să o ia cu ea, pentru că nu și-ar permite să aibă grijă de ea. Tolga se gândește cum să le ajute pe cele două surori. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.